revenit pentru că am simțit eu că sunt mai bună. Mi-a plăcut să mă văd după la TV și mi-a plăcut momentul. A fost o experiență superbă, mi se face piele ca de găină când îmi amintesc. Unde mi-ai umblat până acum? Bună! Am fost pe la păiță, pe la papiță. Papiță. Papiță, băiță, cenită, emoții. Cenița, juriți, votuți. Votuți, da, sperăm. 3 de da, succes. Hai, hai. Mulțumesc mult. Vreau să cânt, vreau să dansez, vreau să văd publicul. De-abia aștept să fiu pe scenă acolo și să aud iar aplauzele publicului și să văd juriu și știu că o să am emoții la fel ca și eu anul trecut. 3, 2, 1, succes! Bună seara! Te știm, bine! Da, și eu vă știu, bine! Bine, am venit din nou să vă necăjesc. Dacă am o abordare fericită. Nume, prenume? Eliza Bunu. Eliza Bunu. 19 ani, tecuci, adică acum în București că sunt studentă. Ați mai crescut. Puțin. Recunosc că anul trecut am fost super speriată de Chelu. Eram înspăimântată de-a dreptul. Ai coșmare? Coșmaruri, nu. Cred că. Mars. Poți să rămân la părerea mea, coșmare? Poți să rămâi la părerea Mulțumesc. Ta. Asta îmi place. Crezi la tine. Crezi că ai să câștigi X-Factor? Da. Jesse! O să am coșmare cu tine. Da, am avut și eu cu tine. El este mult mai mult decât vrea să pară. Adică cred că duritatea asta a lui, de fapt, e doar o fațadă. Cine v-a dat afară? Delia. Cine? Delia. Delia. Eu am dat afară, da, viața mea, n-am dat problemă. Afară pe nimeni. Ba da, eu dau numai dauri. Da. Cântă foarte, foarte bine. Eu mă bucur că ai revenit. Bravo, bine ai revenit. Că asta înseamnă nou. Că oamenii revin cu drag la X Factor. Și asta mă bucură cel mai tare. Mare drag, de-abia așteptam să fiu aici. Da, eu propun să nu lăsăm să cânte. Dar de ce? Că te știm deja. A, nu, vă rog, m-aș simți... Zici că ai progresat într-un an? Acum, piesa pe care v-am pregătit-o, nu știu dacă este genul ăla demonstrativă, piesa, dar... Lasă piesa, colo de piesă, eu te întreb altceva. Normal că am progresat, doar n-am stat în loc. Problema este că erau acele echipe de câte 8 și cum era o piesă... Aaaa, oprește-te! Cântă-te, rog! Dar lasă-mă să vorbesc, să explic de ce ești nerăbdător. O să fie la tine în grupă. Eliza. Sper! Eliza, succes! Nu. Succes! Nu. Vorbește mult, nu! Ok! Ce o să cânti acum?